Bună ziua, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu cartea. De data aceasta, pentru că am vrut să pornesc de la o dilemă personală, și anume aceea de a lua hotărâri într-un timp extrem de scurt și, evident, cele mai bune hotărâri, am găsit o carte pe care m-am decis să vă o prezint și dumneavoastră. Se numește Da sau nu? Titlul este extrem de sugestiv în această direcție, pentru că însuși autorul, Spencer Johnson, este preocupat de această chestiune datorită faptului că experiența personală, și cred că aici aș putea spune nu doar a lui, ci experiența personală a noastră, a tuturor, ne demonstrează că, din nefericire, de multe ori luăm decizii care nu sunt dintre cele mai potrivite, decizii pe care le regretăm apoi, decizii cărora nu știm cum să le facem față, și atunci când luăm, și să privim și reversul medaliei, da? Atunci când luăm o decizie corectă, nu știm să o apreciem la justa ei valoare. Din acest motiv, am decis să discutăm astăzi împreună despre această lucrare. Este vorba despre lucrarea intitulată, așa cum vă spuneam adineauri, Da sau nu? Titlul mi s-a părut extrem de sugestiv și recunosc că titlul mi s-a părut extrem de sugestiv și recunosc că m-a atras imediat ce l-am văzut pe rafturile bibliotecii municipale. Da sau nu? Un ghid al deciziilor eficiente. Așadar, cum putem să luăm noi, sub presiunea timpului, sub presiunea, eu știu, momentului, sub presiunea diverselor persoane care sunt sau nu de față, cum putem să acționăm astfel încât să luăm cele mai importante decizii? Și în acest context, autorul spune că a pornit scrierea acestei lucrări chiar de la o chestiune personală, și anume faptul că o decizie pe care o luase nu era tocmai potrivită. Context în care, eu știu, își asumase nivelul de maturitate specific vârstei, își luase toate precauțiile și așa mai departe. Ba chiar a constatat că foarte mulți dintre noi luăm hotărâri neinspirate. Eu știu, o anumită firmă, de pildă, începe să piardă poziții în vânzare, deși până mai ieri, până acum câteva luni, era lider mondial într-un anumit domeniu. În acest caz, de pildă, pentru că vreau să amintesc că lucrarea nu se adresează doar persoanelor fizice care iau anumite decizii, ci și firmelor ca atare. Deci este o lucrare pe care o poate consulta orice agent economic, nu doar un individ preocupat de dezvoltarea personală, ci un antreprenor care dorește să-și îmbunătățească modalitatea de a lua decizii în ceea ce privește extinderea propriei afaceri sau, eu știu, anumite decizii care să întoarcă afacerea, să întoarcă producția într-o altă direcție. Și ca atare, atunci când ne analizăm viața, majoritatea putem observa cu mintea de pe urmă, da? Și aici vă este bine cunoscut proverbul românului, o parte din greșelile pe care le-am făcut. Și nimeni nu dorește să ia hotărâri neinspirate. În felul său, autorul, Spencer Johnson, a studiat aceste hotărâri și a constatat o chestiune care devenise aproape evidentă în munca sa. Și anume, hotărârile neinspirate se bazau pe iluziile pe care ni le făceam la un moment dat. Iar unele dintre aceste hotărâri neinspirate aveau la bază și realități pe care noi le observam pe parcurs, pe care le credeam că vor evolua mai rapid sau mai încet.
despre care vom credea că am crezut că vom evolua, că vor evolua într-o anumită direcție și ele de fapt au luat o turnură neașteptată. Da? Și în consecință, toate acestea l-au determinat pe autor să cerceteze în continuare și să pună la dispoziția publicului larg informațiile pe care le-a dobândit în această direcție. Și să știți, credeți-mă, pot fi convingătoare, pot fi, cum să spun, pot fi aplicate, foarte interesant, sunt scrise pe înțelesul tuturor și pot fi aplicate atunci când este nevoie la extrem de multe situații din viața noastră. Autorul spune că după foarte mulți ani de studiu a descoperit ceea ce noi înșine vom descoperi atunci când vom parcurge lucrarea, un sistem eficient de a ști să spui da atunci când lucrurile sunt în ordine, atunci când decizia se potrivește stării de fapt și implicit nu, atunci când situația nu poate să meargă mai departe în acest context. Ba mai mult, autorul ne îndeamnă să îi ajutăm și pe alții în măsura în care noi înșine vom reuși să ne perfecționăm acest sistem de decizii utilizând informațiile din această carte. Dar mai mult, ce mi-a mai plăcut la această carte este faptul că m-a atras, de faptul că este scrisă în mare parte ca o poveste. Haideți să vă spun cum începe. Vineri dimineață. A fost odată ca niciodată un tânăr strălucit care căuta o metodă de a lua hotărâri bune pentru a avea parte de mai mult succes în viață și, evident, de mai puțin stres. Deși nu luase foarte multe hotărâri greșite, când o făcuse totuși, ele îi creaseră probleme profesionale și uneori provocaseră chiar răsturnări de situații în viața personală. El considera că hotărârile greșite îl costaseră deja prea mult și și-a dat seama că trebuie să existe și o altă metodă mai bună. Iar întreaga lucrare este... Începe ca o poveste, nu? Întreaga lucrare este povestea derulată pas cu pas a modului în care acest tânăr reușește să învețe să ia decizii. Ba mai mult, văd că țin lucrare nenumărate exemple. Da? Foarte multe exemple din diverse situații ale vieții reale, pe care le puteți aplica la viața dumneavoastră, pe care le puteți, eu știu, modela pe contexte, pe contextele pe care le-ați trăit sau pe care le trăiți. Astfel încât lucrarea vă vine și mai la îndemână. Dar mai mult, și cred că acesta este un argument mult mai convingător pentru a o parcurge, este faptul că ea nu are decât 124 de pagini. Deci putem să o... Și lectura aia, să știți că vă prinde. Deci putem să o consultăm, nu știu, în după-amiezile liniștite de vară, în concediu, putem să o luăm, cu noi în concediu. Și iată că astfel, eu știu, într-o după-amiază liniștită, într-o seară în care somnul nu vine atât de ușor, cred că o putem parcurge în întregime. Mai ales că din loc în loc, sfaturile cele mai eficiente sunt scrise pe o pagină întreagă, plasate la mijlocul paginii. De pildă, la pagina 13 am găsit unul foarte frumos care spune cam așa: pentru a lua o hotărâre mai bună, trebuie mai întâi să încetez să pun în aplicare o hotărâre greșită. Evident, este din jurnalul, ca să spunem așa, din povestea vieții acelui tânăr despre care v-am citit la cele câteva rânduri de la începutul lucrării. Da, ba mai mult, tânărul este adesea plasat în diverse contexte, dialoghează cu oameni mai înțelepți care îl sfătuiesc să ia o decizie sau alta și care îi spun cum să acționeze mai departe astfel încât să-i fie bine. Cred că toți încercăm de-a lungul vieții noastre să dobândim această capacitate de a lua deciziile eficiente. La un moment dat, poate aceasta este și un strop din înțelepciune pe care o dobândim datorită nenumăratelor experiențe prin care trecem. Iar această lucrare este una care vine să vă ajute într-un mod cât se poate de eficient
pentru că ea deja prelucrează experiența, informațiile pe care unul dintre oamenii preocupați de deciziile bune, de deciziile greșite, le-a așternut pe hârtie. Și acestea pot fi la îndemâna noastră foarte ușor prin lucrare. Astfel că, nu știu, putem face de pildă analize complete și aici ni se prezintă modalitățile în care acestea sunt la îndemâna noastră. Sau putem să formulăm diverse întrebări, să prevenim diverse situații de risc care apar atunci când luăm o decizie și la care, eu știu, sub impulsul stresului, sub impulsul diverselor presiuni despre care discutam și adineauri, nu le mai putem conștientiza în momentul în care decizia trebuie luată și trebuie, eu știu, parcurs într-un timp extrem de scurt întreaga viziune, rezolvarea problemei pe care o avem în față. Așa, trebuie să analizăm consecințele și, de pildă, în două pagini ale cărții ne este prezentat un fel de rezumat, scris așa cu litere italice, ca și cum, ba chiar cu litere care par ale unui om care scrie destul de ordonat, de mână, este scris acest rezumat cu analizarea consecințelor. Și anume, de pildă, iată câteva ar fi, deciziile anterioare sunt cei mai buni dascăli. Din ele, evident, putem învăța, nu știu, atât lucrurile bune, dar și cele rele, să le putem elimina data viitoare. Sau o analiză realistă, de pildă, ne poate învăța mai mult decât orice altă, eu știu, informație pe care o privim, pe care o primim în ceea ce privește luarea unei decizii, sau, eu știu, o analiză realistă ne face și ne ajută să înțelegem corect, corespunzător, realitatea pe viitor. Dar mai mult, pe măsură ce analizăm, de pildă, rezultatele, încercăm să nu fim foarte aspri cu noi înșine. Da? Cei care dorim o modalitate de a evolua personal, adesea parcurgem la critici destul de severe în ceea ce privește propria persoană. Evident, nu trebuie să fim foarte severi cu noi înșine, la fel cum nu trebuie să fim nici cu ceilalți, pentru că ei trăiesc anumite contexte pe care noi nu le-am perceput încă și, în consecință, ne va fi destul de dificil să ne așezăm în pielea lor și să-i judecăm. Așadar, chiar la începutul cărții și la finele cărții, suntem rugați să ne formulăm o anumită decizie și să vedem dacă până la sfârșitul cărții am mai putut să o modelăm, ne-am convins că este cea corectă și, în consecință, o putem adopta în diverse situații. Așadar, cu speranța că veți parcurge lucrarea cu un titlu atât de convingător, da sau nu, și cu, de asemenea, cu îndoita speranță că o veți recomanda și altora, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!